sosit în sfârșit anotimpul cald. Au apărut în sfârșit fructele dulci și zemoase de sezon. Odată cu venirea primăverii, sau chiar a verii, parcă se activează în noi ceva, și anume dorința de a consuma ceva fresh, răcoritor, ceva mai light, dulce, cremos, ce poate fi mai îmbietor ca o înghețată într-o zi caldă de vară. De când am descoperit această metodă de a prepara înghețata în casă, perspectiva mea s-a schimbat considerabil. Așa că sper să o schimb și pe a voastră spre a consuma înghețată homemade, fără aditiv, coloranți și alte prostioare. Avem nevoie doar de două ingrediente. 1. Banane. Cu cât bananele sunt mai pătate, cu atât acestea sunt mai coapte și mai dulci. Nu vă feriți să consumați bananele care au coaja maro, pentru că, de regulă, acestea sunt cele mai delicioase și se pretează foarte bine la prepararea înghețatei noastre. Dacă dorești, poți înlătura bucățelele acestea mai închise la culoare. Pe mine nu mă deranjează, dar voi le puteți da la o parte. Vom tăia bananele în bucățele și le vom introduce într-o pungă închisă etanș. Al doilea ingredient, ghiși ciupercă ce este... Căpșuni, că doar de aia titlul rețetei de azi este înghețată de căpșuni. Curățăm și spălăm căpșunile și le adăugăm alături de banane. Le introducem la congelator timp de minim 8 ore sau cel mai bine peste noapte. Pentru prepararea delicioasei noastre înghețate, avem nevoie de un blender sau robot de bucătărie cu puterea de minim 1000 de W. Introducem bananele și căpșunile congelate și dăm drumul la treabă. Pentru a-mi ușura treaba, eu folosesc această ustensilă, care mă ajută să împing fructele spre lamele ascuțite ale blenderului. Dacă nu dețineți o astfel de ustensilă, nu-i problemă. Doar că va trebui să opriți mixarea de mai multe ori pentru a curăța marginile blenderului și pentru a împinge fructele spre lame. După cum se observă, eu încerc să mai ajut blenderul din când în când. Cu o spatulă curăț pereții pentru a asigura o omogenizare bună a înghețatei. Toată lumea își dorește o înghețată cremoasă, nu-i așa? După ce am mixat timp de vreo 2 minute, ta-da! Înghețata noastră este gata. Cam aceasta este textura. Puteți să observați cât de cremoasă este. Aceasta este o înghețată super sănătoasă. Nu conține coloranți, nu conține aditivi, nu conține zahăr adăugat, este 100% naturală. Voi ați mai încercat să faceți înghețată în casă? Dacă da, ce metode ați folosit? Lăsați un coment în descrierea acestui video pentru a împărtăși cu noi, pentru a împărtăși cu comunitatea Dolce Far Verde, tips and tricks despre cum poți crea o înghețată delicioasă în casă. Vă urez poftă bună și nu uitați să o savurați alături de cei dragi! Dacă ești pasionat, pasionată de rețete sănătoase și vrei să fii la curent cu secretele bucătăriei și alimentației echilibrate, atunci te invit să dai click pe subscribe și pe clopoțelul de lângă pentru a primi notificări de la mine. Uploadez în fiecare săptămână câte o nouă rețetă.